Bine v-am regăsit! Mâine vremea va fi mohorâtă. Termometrele vor indica în Reghin valoarea de 18 grade Celsius, iar în Târgu Mureș 19 grade. Potrivit meteorologilor, în județul Mureș cerul va fi noros și sunt șanse de ploaie. Pentru Ludu și Iernut sunt prognozate 20 de grade Celsius, la Batoș se vor registra 21 de grade, iar la Sighișoara vor fi 19. De asemenea, la Suvata temperatura maximă va fi de 18 grade, iar la Stânceni 15. În afara județului nostru, cerul va fi parțial noros. Pentru Brașov sunt prognozate 22 de grade Celsius, 19 grade vor fi la Sibiu, la Bistrița 17, iar la Cluj-Napoca se vor registra 18 grade. De asemenea, la Alba Iulia, mercurul din termometri va indica 22 de grade. În București, cerul va fi mai mult senin, iar maxima va fi de 31 de grade. Miercuri noaptea cerul va fi mai mult senin. La Reghin se vor registra 17 grade, iar la Târgu Mureș vor fi 18. Joi cerul va fi senin. În Reghin, mercurul din termometre va atinge valoarea de 18 grade, în timp ce la Târgu Mureș sunt prognozate 19 grade Celsius. Doamnelor, domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Giulia Matei, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!